Bună ziua! Astăzi vă voi arăta cum se poate schimba filtrul de polen la BMW E90, E91, E92 și E93. Pentru a-l înlocui, avem nevoie de o cheie tubulară de 8. Pentru a-l desface, trebuie să deșurubăm aceste șuruburi. Avem 1, 2, 3, 4, 5 și încă unul în capătul celălalt, 6. Trebuie să le deșurubăm pe toate. Putem începe din orice parte. Eu le-am slăbit puțin înainte. După ce le-am desfăcut pe toate, putem trage toată carcasa afară. Și aici avem filtrul de polen. Pentru a scoate filtrul de polen, trebuie să apăsăm pe aceste cleme și să-l tragem ușor în exterior. Are 3 cleme. Cu mare grijă să nu le rupe și tragem filtrul afară. Ca să-l punem la loc, da? Se poate vedea că aici are niște piciorușe, niște ghidaje. Acestea trebuie să vină spre interior, da? Punem întâi acele piciorușe pe poziții. După care, cu mare grijă să nu rupem vreo clemă, îl clipsăm. După ce am pus filtrul în carcasă, putem merge cu carcasa și o punem pe poziție. Potrivim carcasa să vină la toate găurile. Punem șuruburile întâi ușor cu mâna să fim siguri că prindem filetul corect. Da? Le punem ușor pe fiecare. Patru. Cinci. Al șaselea. Iar acum le strângem pe fiecare, nu foarte tare, pentru că este un plastic destul de sensibil și se poate crăpa. Le strângem cât să nu aibă joc. Nu contează ordinea în care le strângem. După ce am strâns ultimul șurub, putem considera că am terminat. Acesta a fost videoul meu de astăzi. Dacă aveți alte nelămuriri, vă rog să scrieți în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund tuturor. Mulțumesc!